Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit pe canalul meu Luminița Tarot. Astăzi voi face oroscopul zilei 3 octombrie pentru Zodia Capricorn. Haideți să vedem pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, pentru toți cei care sunt abonații mei. Înainte de toate, vă sfătuiesc să vă abonați la canalul meu apăsând pe clopoțel, nu costă nimic, dar pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Haideți să vedem pentru Zodia Capricorn ce vă așteaptă astăzi. Zodia Capricorn. Oh, ce frumos! O propunere, un nou început sau... Veți avea parte de iubire astăzi, de pace, de un nou început. O să închideți ceva cu trecutul. Da? Veți închide ceva cu trecutul, veți da la spate. Trebuie să dați la spate trecutul. Trebuie să vă... cum să zic eu... Să dați greutatea de pe spatele dumneavoastră, să o eliminați. Da? Se va termina cu o dependență. Dependență, poate să fie o dependență de cuplu. Se va termina cu asta. Veți rezolva aceste dificultăți care le aveți în relația de cuplu sau în o dependență. Tot ceea ce se întâmplă, să știți că se întâmplă cu motiv, să aveți încredere. Să vă depărtați de persoanele negative și de relațiile toxice dependente, da? Nu vă mai preocupați pe frici și pe preocupări de tot felul. Astăzi veți primi o revelație, veți o trezire spirituală. Vă veți da seama de ce trebuie să faceți, ce trebuie să dați la spate, ce trebuie să schimbați în viața dumneavoastră. Haideți să vedem îngerii. Zodia Capricorn, ce sfat o să vă dea. Curiozitate. Începe un proiect în ce privește ceva ce te face curios pe tine. Da, deci veți avea o revelație, o idee nouă, ceea ce vreți să faceți, ceea ce trebuie să dați la spate, de cine trebuie să vă îndepărtați. Toate obstacolele și dificultățile trebuie să le eliminați, să le dați la spate și să începi un proiect în ce te privește, un hobby, o pasiune, ce te face pe tine curios. Începe să citești despre acea curiozitate, să aprofundezi despre acel hobby sau pasiunea care o ai. Începe să te interesezi mai mult. Începe să te uiți, să te gândești la tine, să ai grijă de tine mai mult, să te pui pe tine pe primul plan. Acestea au fost spuse, sper că am putut să vă ajut. Ne vedem data viitoare. Vă doresc o zi cât mai liniștită. La revedere!